Ziua bună! Bine v-am găsit pe canalul Poveștilor Fototur! În sfârșit a venit iarna, adică iarna cu zăpadă, pentru că iarna calendaristică era deja printre noi, dar nu ne prea bucuram de ea. Pentru fotografi, iarna înseamnă simplificarea peisajului. Peisaje grandioase, frumoase, cu munți înzăpeziți, cu tot ce poate să însemne iarna mai frumos, dar în același timp și simplificarea cadrului. Toate detaliile din jur împrejurul nostru se estompează și numai ceea ce este esențial rămâne în cadru. Și astfel putem face cadre minimaliste, cadre mult mai aerisite și cu o puternică tentă grafică. Dar, în același timp, pentru montanierzii cărora le place schiul, înseamnă că a venit într-adevăr sezonul de iarnă. Bineînțeles, vorbim atât de schi de pârtie, cât și schiul de tură. Aici, pe canal, vor fi și de una și de alta. Dar pentru început, vom schia pe pârtie, dar pe o pârtie acolo unde să fie și fotograful mulțumit, adică să existe și peisaj și pârtie bună. Și asta se numește Dolomiți, schi fototur în Dolomiți. Să nu mai pierdem vremea la schi, la fotografie și Bombardino. Ce e Bombardino? E, stați aici pe canal și o să aflați. Ziua bună! Da, ce zi? Aha, extraordinar ziua! Ne-am mai pomenit! În spatele meu, Pale di San Martino, unul dintre cele mai frumoase vârfuri, unul dintre cele mai frumoase masive din Dolomiți. Astăzi am ales să începem aventura noastră aici, în San Martino di Castrozza, undeva pe o versant opus Pale de San Martino, unde începem tura noastră, ski fototur în Dolomiți. Ce vom face în tura asta? Vom schia, iar seara ne căutăm un loc bun de unde să facem un apus frumos, unde să avem o panoramă frumoasă în față, iar, ceea ce este foarte important, vom sta până se închid instalațiile, pentru că apusul este mai târziu decât se circulă instalațiile, iar de acolo trebuie să avem fir direct până la mașină, adică să coborâm într-o singură repriză, fără să mai folosim niciun fel de altă instalație, până unde avem parcată mașina, ca de acolo să putem pleca acasă. Deci, ăsta este planul nostru pe următoarele 5 zile. Ne-am uitat pe meteo și nu vine decât să râd, pentru că va fi soare, 5 zile de soare, 5 zile de vreme bună. Nu ninsoare, nu viscol, nu nimica. Suntem la început de martie și am prins perioada aceea bună, de vreme bună, care de obicei apare în cursul lunii martie. Întotdeauna am observat că pe munte, la început de martie, există o bucată de vreme bună. Indiferent că suntem în Carpați sau oriunde altundeva, există o perioadă de o săptămână, 10 zile de vreme extraordinare în care poți să te duci să faci ture pe munte. Noi am ales anul acesta să venim în Dolomiți și să facem în fiecare zi o altă zonă, un alt domeniu schiabil. Am luat o cartelă care este valabilă pe întreg domeniul de schiat, Dolomiți Superschi, care are 1200 de kilometri de pârtie de schi. Ne mai pomenit, sigur, nu o să putem schia probabil 10% din această lungime de pârtii, dar pe noi ne interesează nu să acoperim tot, ci să mergem exact în acele zone în care vom face fotografii frumoase la apus. Desigur, nu numai la apus, și în cursul zilei, dar targetul nostru este să fim la apus sau în lumina de seară, depinde, nu trebuie neapărat să fie apus, lumina aceea frumoasă de seară, golden hour, să fim într-un loc de unde să putem face fotografie frumoasă. Așa că nu ne rămâne decât să punem schiurile în picioare și la vale pe pârtie!
Bucurile sunt cu atât mai mari cu cât sunt împărtășite cu prieteni dragi, iar pe munte și la schi acest lucru se verifică și mai abitie. Atunci când vremea e de partea ta, umorul, buna dispoziție sunt nelipsite. Cum e pârtia? Pârtia e nemaipomenită și o și mai nemaipomenită. E cel mai tânăr schior din această exact, zonă. Exact, cel mai tânăr, da. Nu spune în vârstă, 62 la... 62 dată, așa, cu indulgență, 62. Da. Bucuria de a schia se citește pe față. Pârtea e super, chiar o senzație foarte frumoasă. Primăvară pare că e într-adevăr deosebit mai călduț, așa? Foarte mișto, foarte. Yes! Urcăm din nou la peste 2000 de metri altitudine. Am ajuns într-un alt vârf, tot în aceeași zonă de schi, se numește Tognola. Și, practic, aici vreau să vă povestesc despre faptul că domeniile de schi în Dolomiți, sigur, nu numai în Dolomiți, dar aici în Dolomiți o anumită particularitate, sunt foarte bine interconectate. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că, practic, într-o zi de schi, poți să schiezi fără să te repeți pe pârtii diferite. Și în felul acesta, plăcerea de a schia este mult mai mare. Pe de altă parte, schiind atât de divers, ne și putem alege foarte ușor punctele în care vom staționa pentru ora golden hour sau ora albastră. Depinde în funcție de situația telescaunilor, cum vor merge și cum vom prinde locul de stație. Oricum, noi trebuie dintr-o singură coborâre să ajungem la mașină, pentru că, așa cum v-am spus, ne-am lansat mașina la baza pârtilor într-un anumit loc. În momentul când facem ora albastră, evident, de mult vor fi închise instalațiile de transport, iar singura noastră soluție este să coborâm de acolo de unde facem fotografia până jos dintr-o singură bucată. Se pare că ne-am găsit locul pentru apus. Chiar în spatele meu, dacă vă uitați, există un șir de zade desfrunzite care va constitui primul plan din fotografie. Fotografia va fi organizată pe două planuri. Primul plan va fi al zadelor, al această muchie care are pe vârful ei câteva zade desfrunzite. Iar în fundal este Pale di San Martino, care va fi imaginea de fundal. Așteptăm aici până soarele va cădea după muchia care este spre apus, în așa fel încât zadele acestea vor rămâne în întuneric. Sigur, putem să facem două variante și cred că asta am să și fac. O să fac două variante de fotografie. Prima variantă în care zadele sunt iluminate împreună cu fundalul, Pale di San Martino, iar a doua expunere pe care o voi face va fi
lumina cade doar pe fundal, zadele vor fi în întuneric, astfel că vom obține un efect de siluetă pe aceste zade, pentru că expunerea o voi face în continuare pe fundal, pe muntele din spate. Și în felul ăsta vom obține o imagine cu un grafism ceva mai accentuat. Fac fotografia în așa fel încât proporțiile dintre suprafața cerului, muntele, pereții de stâncă, zadele, să fie frumos proporționate în așa fel încât să iasă o imagine frumoasă. Iată, deja soarele începe să pălească, așa că ne pregătim de fotografiat. Vă aduceți aminte de zicala socoteala din târg nu se potrivește coada acasă. E, așa am pățit-o și noi de data asta. Ne așezasem noi bine pe pârtea de schi să ne facem fotografia de apus, găsisem un loc foarte fain, v-am și explicat de fapt ce intenționăm să facem acolo, cum să rezolvăm problema compoziției, cum să rezolvăm problema iluminării. E, n-a fost să fie. Când ne pregăteam noi și mai bine și mai bine să facem fotografiile, hop, apare patrula de la Salvamont, de la Jandarmii Montani, care ne-au spus: domnilor, ne pare rău, trebuie să o luați la vale, se închid pârtile. Așa că, vrând nevrând, ne-am strâns echipamentele, le-am băgat în raniță și am luat-o la vale. Dar, bineînțeles, nu ne-am dat bătuți, că nu putem să renunțăm atât de ușor la un apus atât de frumos în Palais de San Martin. Așa că ne-am suit repede în mașină, de fapt am coborât prima dată până la mașină, ne-am dezechipat și am luat-o înspre Falcade, locul în care suntem cazați, peste Pasorole. Iar înainte de a ajunge sus în Pasorole, am găsit un loc foarte frumos, ghiciți cu? Cu un prim plan cu niște zade uscate, iar pe fundal, creasta Palais de San Martino. Nu în aceeași poziție formidabilă pe care am găsit-o acolo, dar ce să facem? Ne mulțumim cu ceea ce găsim. Așa că am făcut o singură fotografie în maniera aceasta, urmând ca de acum încolo să ne bucurăm de un apus frumos și camera să facă un timelapse. Dar pentru că nu mă lasă inima, am să vă povestesc despre un apus extraordinar cu Palais de San Martino, întâmplat cu 3 ani înainte, la un sfârșit de ianuarie, dintr-un alt punct de stație. După o zi învolburată, un apus promițător ne-a tras către Col Margherita, de unde aveam o perspectivă frumoasă către Palais de San Martino. Primul cadru l-am tras în lumina aurie, ce apare cu jumătate de oră înainte de apus. Premiul însă a fost ultima rază de soare înroșită de atmosfera încărcată dinspre apus. Lumina ce cade lateral scoate în evidență foarte bine relieful crestelor din fundal. Pe o creastă aflată mai în apropiere, o ultimă rază de soare prinde culoare pe zăpadă. Este elementul care balansează compoziția. În același timp, zona de lumină face un zigzag în cadru, care asigură o anumită dinamică și dă adâncime compoziției. Cromatica este cireașa de pe tort. Am întors camera către răsărit, căci de după creste apăruse luna, mare cât o farfurie, așa cum numai în ianuarie o poți vedea. Strălucirea și difuzia luminii face să apară un efect straniu, în care ai senzația că luna se află între cele două creste ale munților, aninată în neant. Noapte bună! O nouă zi, un nou domeniu schiabil.
Acum suntem pe domeniul schiabil în zona Aleghe, iar în spatele nostru este unul dintre cei mai fotogenici munți din această zonă, Monte Pelmo. Parcă întotdeauna își înconjoară brâul cu o centură de nori. Cine știe, poate e frig un pic și din cauza asta. Într-adevăr, e cam friguț, trebuie să vă spun. Dar începem o tură de schi undeva pe partea dinspre est a masivului Civeta, unul dintre cele mai frumoase masive din zona Dolomiților, alături de Monte Pelmo. De ce spun frumoase? Pentru că pe partea vestică Civeta are niște pereți abrupți extraordinar de spectaculoși și de frumoși. Pe partea dinspre est, undeva sus, la 2900 de metri, se află un refugiu alpin unde, probabil, la vară vom ajunge ca să facem răsăritul și apusul de pe vârful Civeta. Dar asta va veni. Astăzi continuăm să schiem, continuăm să fotografiem și să ne bucurăm de vreme foarte bună. Hai la schi! Suntem într-un loc în care întotdeauna mi-a plăcut să fiu și anume la o cabană cu priveliște către munte și bem ceea ce se numește un bombardino. Adică este un cocktail din whisky, rom, un fel de lichior de ouă și cu multă frică deasupra. Cam asta este bombardino. Uite așa, asta e bombardino. Foarte bun. După care vom bea și un cappuccino. Căci nu e așa, nimic nu poate fi mai frumos decât o mică pauză într-un loc cu un peisaj extraordinar, am să vi-l arăt. Pe versantul estic al muntelui Civeta, la o mică cabană care are un parfum extraordinar. O cabană așa cum ar trebui să fie cam toate cabanele de munte. Așa că să ne bucurăm de bombardino și de cafea cappuccino. A la votre. Noroc. Mamă, ce bun e. Bombardino este cocktailul, este fiind cocktail de ouă, este dălbui. El se bea fierbinte. Deci ceea ce bem noi aici este o băutură fierbinte. Hai să zicem un fel de țuică fiartă, dar cu totul altceva. Nici de cum nu seamănă cu țuica fiartă. Hai să zicem un lichior fiert, dar e deosebit de bun. Deosebit de bun. Și îți pică tare bine, nu faci o pauză la schi, să bei un bombardino. To, nemaipomenit. Grozav.
grozav. Întotdeauna mi-a plăcut. Atunci când sunt în Dolomit să beau un Bombardino, e o băutură specifică din zona asta a Italiei, din Dolomit. Și cam pe la orice cabană găsești așa ceva. Nu poți să treci pe aici afară să bei un Bombardino. E absolut de negândit, așa ceva. Am ajuns din nou sus pe un vârf, un vârf minor, dacă e să-l comparăm cu Civeta sau cu Pelmo, dar de unde se vede o perspectivă extraordinară, de unde se deschide o perspectivă extraordinară atât asupra muntelui Pelmo și uite, am să mă întorc acum. Și acum în spatele meu este muntele Civeta. Un munte extraordinar și acesta. Mi l-am arătat atunci când am băut Bombardino. Eram pe versantul estic al muntelui Civeta. Acum suntem undeva în capătul nordic al masivului și din cauza aceasta vedem fețele umbrite ale pantelor muntelui Civeta. Vremea bună cu cer senin este de cele mai multe ori dușmanul fotografului, așa că mi-am adus aminte de o tură de schi și fotografie în care aici în Col dei Baldi ne-a prins o vreme amestecată cu nori și soare numai bună pentru fotografii. Vântul arunca fuioare de zăpadă care, în contralumină, aveau un efect spectaculos. Liniile cablului de la telescaun sunt pe diagonală, pe o diagonală ascendentă, ceea ce dă imaginii un anume dinamism. Am subexpus atât pentru efectul grafic dat de telescaun, dar și pentru a scoate în evidență fuioarele de zăpadă împrăștiate de vânt. Iar pentru mai mult dramatism, am convertit fotografia în alb-negru. În spatele nostru, dintr-o dată norii s-au spart și, iluminat de un soare razant, Monte Pelmo s-a ivit dintre nori. Jilțul Domnului, așa cum mai este supranumit Monte Pelmo, a apărut dintre nori doar câteva minute, cât să apucăm să facem două-trei imagini. Am fost la locul potrivit, în timpul potrivit. Spre după amiază, pe versantul vestic al Civetei, lumina cade foarte frumos, așa că am mai rămas pe sus să admirăm pereții uriași de peste 1000 de metri, visând la tura de la vară, când vom colinda pe sub giganții de Dolomită. Cu lecția învățată cu o seară înainte, am coborât de pe Civeta la timp, pentru a găsi un loc potrivit pentru fotografia de apus. Ei, așa cum v-am spus, ne-am ales locul pentru apus. Și acesta este pe malul lacului Alleghe. Pe partea cealaltă a lacului este orașul Alleghe sau stațiunea Alleghe, iar deasupra, încă în soare, Civeta. Cum ne-am organizat? Pentru că majoritatea lacului e la înghețat, am căutat un loc în care există un ochi de apă la marginea lacului, în așa fel încât să avem reflexia muntelui Civeta în acel mic
ochi de apă. Am pus camera cât mai aproape de nivelul apei, ca reflexia să fie cât mai bună. Bate așa o boară de briză de seară. Să sperăm că n-o să vălurească prea mult apa, dar vom vedea la sfârșit. Facem un timelapse. Am pus un interval cam de 5 secunde, în așa fel încât să rezulte o mișcare destul de rapidă, dar nici foarte rapidă. Veți vedea. Și acum așteptăm apusul și am pus timelapse-ul până la ora albastră. Sper să și fi nimerit momentul când se aprind luminile orașului. Cam astea sunt datele tehnice ale momentului de față. Stăm, așteptăm, vedem ce se întâmplă. Fotografia am făcut-o. O să mai facem o fotografie la sfârșitul timelapse-ului să vedem cum se vede la ora albastră, bineînțeles, cu un timp foarte lung de expunere. Mi s-a făcut poftă de un Bombardino, dar nu-i nimica. Mă duc acasă și atac rezerva strategică. Deși o să-mi cam lipsească Dolomiții, ce-i drept. Desigur, vă veți întreba dacă am schiat și pe pârtii negre sau numai pe delea roșii și albastre. Atunci când mergem la fotografiat în Dolomiți și suntem un grup mai mare, va trebui să ținem cont de cei care schiază cel mai puțin bine, pentru că și ei trebuie să fie mulțumiți și să se bucure și de schi și de fotografie. Așa că cel mai slab dictează dificultatea pârtiilor. Nu uitați să dați un like, subscribe și share. Adică poromânește, mi-a plăcut, mă abonez și distribui conținutul acestui episod. Pentru cei care vor să ia parte la turele mele, intrați pe pagina Fototur, linkul aveți jos în descriere și uitați-vă la oricare din turele pe care le găsiți acolo, vă puteți înscrie și veniți cu mine și veți fi și voi protagoniști în unul din episoadele poveștilor Fototur. Nu uitați, peste 2 săptămâni urmează partea a doua, așa că faceți click pe clopoțel în așa fel încât să fiți anunțați atunci când apare partea a doua din Ski Fototur în Dolomiți. Până atunci, toate bune, să ne vedem cu bine!